Zis-a Domnul pilda aceasta, asemenea este împărăția cerului grăuntelui de muștar, pe care l-a luat omul și l-a semănat în țarina sa, și care este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut este mai mare decât toate legumele și se face copac, încât vin păsările cerului și se sălășluiesc în ramurile lui. Altă pildă le-a spus lor, asemenea este împărăția cerurilor, a luatului pe care luându-l o femeie l-a pus în 3 măsuri de făină, până ce s-a dospit toată. Toate acestea le-a spus Iisus mulțimilor în pilde și fără pilde nu le vorbea lor, ca să se împlinească cele spuse prin prorocul care zice, deschide voi în pilde gura mea, spune voi cele ascunse de la întemeierea lumii. Atunci, lăsând mulțimile, Iisus a intrat în casă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, așa cum toate virtuțile au ca temelie smerita cugetare, credința și iubirea cea desăvârșită, așa toate păcatele și patimile au în esența lor mândria, egoismul, iubirea de sine și lepădarea de credință. Dar toate virtuțile au ca esență a lor iubirea. Pentru că iubirea este cea care pe toate le unește și le desăvârșește. Toate păcatele și toate patimile au ca esența lor neiubirea. Iar neiubirea nu este altceva decât trădarea iubirii. Deci, orice păcat are ca esență trădarea. Trădarea relației de iubire personale cu cel pe care îl iubești, adică cu Dumnezeu, cu aproape și cu tine însuți. Îl minți pe Dumnezeu, îl minți pe aproapele și te minți pe tine însuți. Într-o formă mascată a virtuții, în realitate, este patimă, păcat, trădare și minciună. De aceea, iubiți credincioși, Domnul nu caută la fața omului, ci caută la inima omului, pentru că acolo se vede taina omului, taina iubirii, sau taina fără de lege. Taina fără de lege care are ca esență, cum am spus, trădarea sub toate aspectele. Dar Domnul, iubiți credincioși, le vorbește în pilde celor care vor să înțeleagă și celor care nu vor să înțeleagă, fiecare cu atitudinea inimii lui. Și pildele sunt rostite unele după altele. Pilda semănătorului, pilda grăuntului de muștar, pilda, iubiți credincioși, a aluatului care este pus în 3 măsuri de către o femeie, toate acestea sunt forme pentru fiecare în parte și pentru semănător, și la semințe și pentru omul gospodar, a femeii care lucrează cu mâinile în aluat și cu cel care este agricultor pentru cel care cultivă semințe. Și aici se vorbește despre sămânța de muștar, ca un chip al împărăției cerurilor. Sămânță de muștar care ascunde în ea putere, taină. Puterea lui este altceva decât faptul că din acea sămânță mică izvorăște o putere a harului atât de mare, încât o face să crească mai mare decât toate legumele, să crească ca un copac unde se așează în ea păsările cerului. Cine este această sămânță de muștar? Este credința cea adevărată de Dumnezeu revelată prin Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu omenit, care a venit pe fața Pământului ca să aducă în lume
iertarea, deslegarea, binecuvântarea, biruința asupra păcatului, asupra morții, asupra țicăciunii, asupra iadului și asupra satanei, credința în Dumnezeul cel întreime slăvit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, treime, iubiți credincioși, care are un mijloc ca mărturisire, ca semn, mai presus de toate semnele și de toate icoanele, vedem deasupra bisericii, semnul Sfintei Cruci, semn care va apărea la sfârșitul viacurilor pentru penorii cerului când Domnul va judeca lumea. Dar toate vor fi din credință, care va crede se va mântui, iar care nu va crede și nu va face, se va osândi. Deci credința trebuie să fie însoțită de fapt. Iubiți credincioși, Domnul nostru Iisus Hristos spune clar, dacă veți avea credință cât un bob de muștar, veți muta munții din loc. Deci credința poate să fie mică și să creadă. Credința este ca bobul de muștar pus în pământ, care crește și se face un copac și adăpostește și păstrele cerul. Credința este cea care poate să-mi dea nouă puterea să mergem către iubirea cea desăvârșită a lui Dumnezeu. Credința este cea care poate să ne dea puterea să mutăm muntele din loc și dacă veți căuta în viețile Sfinților, veți vedea că prin credință chiar Sfinți au mutat prin puterea credinței și a cuvântului muntele din loc. Prin puterea credinței au scos demoni, cum ați văzut duminica trecută, în pericopa evanghelică, prin puterea credinței au vindecat oameni, prin puterea credinței au umblat pe apă, prin puterea credinței au încuiat cerul 3 ani și 6 luni, cum a făcut Sfântul Proroc Ilie, prin puterea credinței s-au făcut minuni. Și credința, dacă ar fi atât de mică cât un bob de muștar, ar muta muntele de loc. De aceea demonul, iubiți credincioși, satana întunecat, unde lovește el? În credința cea adevărată. În biserica cea adevărată. În Dumnezeul cel adevărat, în treime slăvit Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și nu face altceva decât crucea lui Hristos, cea sfântă de care se îngrozește, să o întoarcă, iubiți credincioși, într-un 666, ca lepădare de Dumnezeu, unde este poftă fără de rațiune, mânie fără de rațiune, rațiune fără de rațiunea Hristos și toate întoarse pe dos și le transformă într-un sistem mincinos, trăcesc, în loc să le lase pe toate așezate în verticalitate, așa cum le-a pus Bunul Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, unde este lupta cea mare a satanei? Împotriva săminței de muștar, ca nu cumva sămânța să crească, ci să fie sufocată în pământ. Împotriva fermentului din plămada aceea care poate să dospească și să crească și să aducă roadă 30, 60, 100, 3 măsuri de plămadă și de făină și de aluat puse de gospodină. Toate acestea sunt un singur lucru. Taina credinței. Taina lui Hristos, curățarea de patimi, iluminare și îndumnezeire, taina împotriva căruia se luptă prin ce? Prin taina fără de lege. Satana se luptă prin taina fără de lege, încercând din toate puterile să aducă în Sfânta Sfintelor, la locul cel sfânt, urăciunea și pustirea. Urăciunea pustirii la locul cel sfânt înseamnă sufocarea fermentului să nu mai crească aluatul, sufocarea seminței și a credinței să nu mai crească sămânța, sufocarea, iubiți credincioși, tuturor lucrurilor bune, dacă nu le poate estompa, le deviază. Dacă nu deviază, le estompează. Și dacă le estompează, le camuflează, spunând că, de fapt, le protejează. Aceasta este lucrarea drăcească și francmasonică prin care, iubiți credincioși, curăță coaja ouului, cum a spus de atâtea ori, și injectează, omoară în adânc, distruge totul, să nu mai fie nimic. Este un cuvânt despre care îl auziți de multe ori ca și zicătoare. Toate drumurile duc la Roma. De ce? Pentru că Roma a făcut infrastructură ca să stăpânească și să controleze tot și să stăpânească din centru. Și toate drumurile trebuia să ducă la Roma. Dar mulți au vrut să fie prima Roma, a doua Roma, a treia Roma.
Și s-a mutat de colo-colo și la Constantinopol și fiecare a vrut să fie o altă Romă, adică un centru unde toate drumurile se ducă la ei. Dar așa cum în creștinism spunem că toate drumurile duc la Roma, pentru că de fapt era un imperiu creștin care la un moment dat, iată că s-a transformat, iubiți credincioși, din ortodox în papistaș, așa oculții și francmasonii au un alt cuvânt. Toate drumurile francmasoniei duc în Egipt, pentru că toate simbolurile lor satanice de acolo vin din Egipt. Ce s-a întâmplat mai nou, iubiți credincioși? Iată că puterea de stăpânire lumească în numele Lui Hristos s-a unit cu puterea de stăpânire drăcească în numele Satanei și aceștia cu mască a credinței, de fapt, sunt instruiți în loje oculte și s-au întâlnit, toate drumurile duc, de fapt, într-un centru drăcesc, dincolo de Roma și Egipt, se duc în punctul în care vor să facă o nouă ordine mondială. Și atunci, noua ordine mondială nu vrea, și nu poate să se instaureze pentru că se opune dracului, se opun sfinții, se opun îngerii, se opune biserica biruitoare, se opune biserica autoritară. Domnul nostru Iisus Hristos este deasupra tuturor lucrurilor. E o greșeală să-L spui că Hristos și dracul pe orizontală, ca și cum unul s-ar lupta cu altul, pentru că Domnul este deasupra tuturor lucrurilor, nu poți să pui pe Împăratul Cerului într-o oponență cu toți dracii din Întuneric. Pentru că ei sunt nimic, iubiți credincioși. Și dacă Domnul spune, eu sunt cel ce sunt, eu sunt omul vieții, El spune, eu sunt și m-am născut ca o floare a negației din nu. Și acesta este un nu și o negație continuă care vrea să distrugă totul. Dar, iubiți credincioși, unde este durerea cea mare? În marea trădare. Trădare pe verticală, trădare pe orizontală. Oameni care vă reprezintă religios și oameni care vă reprezintă lumesc politic fac parte din aceleași loji masonice și aceștia, iubiți credincioși, sunt niște măscărici. Sunt niște actori într-o piesă regizată de cei care sunt mai mari decât ei și sunt trimiși să presteze, pentru că pentru asta au fost pregătiți, în forme diferite, să vă prostească pe voi, astfel încât să scoată pe Dumnezeu din inima voastră. Și creează evenimente, precum sinodul din Creta, astfel încât să rupă biserica în două, să rupă sinodalitatea, adică să cheme doar o parte dintre ei, nu pe toți, cum se cade la un sinod ecumenic. Să rupă taina bisericii și limita bisericii, să numească și pe alții tinereți și schismatici biserici. Să rupă biserica în două, astfel încât unii au venit și unii n-au venit, și n-au venit rușii și alții, și au venit unii și alții, în funcție de interesul politic și de putere, nu pentru dreapta credinței, fiți credincioși, ci pentru ordinele pe care le-au primit și uitați, cum a spus de multe ori, dreapta și stânga, albastru și roșu, comunismul și capitalismul sunt două brațe ale aceleiași minți care au învârtit lucrurile stânga și dreapta, astfel încât ca nu cumva, ca într-o betonieră, să nu se cristalizeze betonul, să nu se cristalizeze totul acolo, iubiți credincioși. Și acum este mai complicat. Nu doar stânga și dreapta, ci în toate direcțiile, într-o nouă ordine mondială, iar este că pe toți de nu mai știi care e bun și care e rău, dar îi cunoști după ce? Nu după rațiune, ci după Duh, pentru că omul se cunoaște după fapte, iubiți credincioși, și pomul după roade. Și după faptele lor îi vei cunoaște. Și care este lupta? Ai organizat Patriarhul Ecumenic cu susținerea serviciilor secrete americane și cu puterea noii ordini mondiale a organizat un sinod ecumenic, tu ca trădător, ca să rupi biserica, sinodalitatea și toate bisericii, ești un pion susținut de ei. Iar alții, pe plan orizontal, atât în pandemie, cât în boală, cât în război, sunt niște măscăriși, cum sunt cei din Ucraina, și sunt pioni bisericioși care fac jocurile pregătirilor anticrist. Voi trebuie să fiți înțeleți. Și să înțelegeți că atacul cel mare este împotriva
bobului și a seminței de muștar, care dacă ai o sămânță de credință în tine, ești mai puternic decât toate, vei putea muta multe din loc. Acea sămânță e periculoasă pentru ei și pentru demoni și vor să o scoată din voi prin necredință, prin rea credință, prin apostazie și prin lepădare. Hulin, biserica, hulin, slujitorii bisericii, încearcă în fel și chip să discrediteze tot ca să-ți ia acea fărâmă de credință. Dar unde injectează nebunii și sataniștii bisericii? Dacă vă uitați pe tricoul președintelui Ucrainei, care este prezent în anumite momente, acel actor măscărit Zelenski, nu face în politică, vă spune lucrurilor pe față, nu cumva să bârfiți să judecați. Vă spune că e problemă de credință. Dacă vă uitați voi pe tricoul acest, chiar mai multe aspecte, veți vedea acolo crucea întoarsă și un trident ca simbol satanist, îl poartă toate evenimentele și se întâlnește cu cine? Cu alt rădător, patriarhul ecumenic Bartolomeu, care cu papa, cu protestanți, neoprotestanți, anglicani, cu alte religii în liturghii negre, cu liturghia COVID, care a fost o liturghie neagră, care a avut efect concret duhovnicesc drăcesc, iubiți credincioși, drăcesc în sensul că puterile întunericului au lucrat activ și au murit oameni. Și s-a sabotat lumea și economia și toate celelalte, adică și în planul material s-a manifestat. Aceștia doi s-au întâlnit în Laura din Pecesca și iată că trădătorii pe verticală s-au întâlnit cu trădătorii pe orizontală în taina fără de lege, în taina trădării, iubiți credincioși, și cu tricoașul acela al lui, cu simbolul satanic al crucii întoarse și al tridentului drăcesc, s-a așezat urăciunea postirii la locul cel sfânt, adică în tron arhieresc. În tron arhieresc nu poate să-ți ia decât unsul Domnului sau unsul Domnului ca împărat, uns sau Dumnezeu. Președinții sunt niște măscărici într-un sistem masonic orientat și organizat de aceștia în 4 de 4 ani, care să schimbe, să n-ai nicio putere, să n-ai capacitatea să faci ceva concret la cap la coadă, ci te schimbă în continuu prin rotirea cadrelor cu un comunist. Și sunt niște măscărici care nu fac altceva decât să primească ordine, să lovească împotriva credinței. Noi, iubiți credincioși, suntem creștini ortodoxi. Pentru că doar dacă ești ortodox, poți fi numit creștin. Creștinul ortodox este mai presus chiar de neamul său. Pentru că biserica este mai presus decât steag. Crucea e mai presus decât orice steag. Nu pune steagul pe cruce, ci crucea pe steag. Suntem mai presus de neamuri. Iubiți credincioși, ca și creștini ortodoxi, pentru că cel creștin ortodox autentic din Serbia, din Georgia, din Rusia, de unde este el, este fratele nostru mai presus decât un sânge firesc de mamă și de tată, ce avem în noi, sângele dumnezeiesc, sângele lui Hristos, trupul și sângele lui, având Maică duhovnicească pe Maica Domnului și Sfânta Biserică. Deci trebuie să înțelegeți că noi nu suntem nici cu ruși, nici cu ucranieni, nici cu americani, cu unii și alții încearcă să ne eticheteze, spunând că sunt de acolo. Nu! Noi suntem cu Hristos. Hristos înainte și noi după El. Și atunci nu ne este frică, iubiți credincioși. De ce? Pentru că ne-a spus Domnul, nu vă temeți, îndrăsniți, eu sunt cu voi, până la sfârșitul viacului. Îndrăsniți, eu sunt în voi mai mult decât sunteți voi în voi. Nu ne teme. Pentru că Domnul ne-a spus așa, aici este doar o picătură, veșnicia este adevărata realitate. Nu vă temeți, pentru că cea mai mare filozofie este gândul la moarte, cum spunea Sfântul Vasile cel Mare. Nu vă temeți, spuneți adevărul, pentru că cel ți-a dat seara, n-a promis că îți dă și dimineața. Cel ți-a dat dimineața, nu ți-a promis că îți dă seara. S-ar putea exact în ziua aceea, dacă n-ai mărturisit, să fii luat de înger la cer și să dai răspuns la judecata în fața lui Hristos. Nu vă teme de cei ce ucid trupul, pentru că cu această frică vă stăpânește pe toți, că vă veți pierde sănătatea, viața, confortul și trădați. Și atunci punem întrebarea. Oare voi, cei din bisericile locale, n-ați putut face un demers vizibil, patriarh, mitropolit, teologi, și să spuneți așa, suferă Lavra Pecersca, sunt atacați sfinții noștri. S-au adunat nebunii și trădătorii la urăciunea pustirii în locul cel sfânt, acolo unde v-ați dus voi. Mai țineți minte câte autocare ați fost acolo și câți bani ați făcut voi pe spinarea creștinilor, ducându-i în pelerinaje la Lavra Pecersca
și pe spinarea Sfinților câți bani ați făcut voi, de la Patriarhie, Mitropolie până fiecare parohie? Și acum de ce tăceți? Nu vă e rușine că ați sărutat Sfintele Moaște și ați organizat pelerinaje și ați luat bani? Și acum când trebuie să-i apărați, tăceți, nu vă mai duceți unul să mărturisiți sau să spuneți poporului adevărul? Și nu sunteți în stare să spuneți așa: noi mai vrem voi pe Sfinți? Îi vrem noi, în biserice locale, dar nu în muzee. Ei nu sunt iubiți credincioși mumii. Îi vrem noi să-i purtăm cu cinste, să ne închinăm, dacă îi protejăm, dacă e război pe față și de alt, dați-i nouă, că la momentul potrivit îi ducem înapoi la casa lor. Dar întrebarea se pune: de ce oare Sfinții îngăduie să fie luați? Pentru că au misiune de la Dumnezeu și au răbdare nesfârșită, pentru că Sfinții vor judeca lumea. Dar noi trebuie să vă spunem realitatea. Vă amintiți de cei doi îndrăciți din Ținutul Gadarenilor? Unul era mai îndrăcit decât altul, dacă veți citi, iubiți credincioși, întâlcuirile părinților. Pentru că îndrăcitul pe verticală, ca patriarh ecumenic, este mai îndrăcit decât îndrăcitul pe orizontală, ca președinte al unei țări, adunându-se amândoi într-o blasfemie totală, într-o urăciune postire, trădând lavra, trădând sfinții, și pustirea și urăciunea se duce peste toți cei care tac, care înghit, care nu spun, care nu mărturisesc, care n-au înțeles lupta de la Sinodul Hărez din Creta până la schisma din Ucraina și care s-a continuat cu pandemia și cu toată nebunia. De aceea, iubiți credincioși, taina trădării și a lașității este în fiecare dintre noi. Înțelepciune drepți, să fiți atenți. În liturghie se mai poate lupta. În liturghie se mai poate ține piept. Vă relaxați, relaxați-vă în concedii și așa mai departe, să fiți binecuvântați. Dar când ai venit, luptă. Când te-ai odihnit, întoarce-te și luptă. Și trezește-te și fii în liturghie, și fii în mărturisire, și fii în atitudine, și fii în familie, și fii în viața de zi cu zi, un luptător creștin care să spună în continuu: cred într-unul Dumnezeu și prin mine se manifestă lucrarea acestui Dumnezeu în treime slăvit, prin toate ale mele. Și atunci, iubiți credincioși, harul va lucra. Pentru că Domnul spune clar, iubiți credincioși: pildă pentru Împărăția Cerului. Dar dacă eu, cu degetul Dumnezeu, adică dacă eu, Hristos, cu Duhul cel Sfânt, degetul Dumnezeu, tămăduiesc pe fiii voștri și scot pe dragi din sufletele lor, iată că a venit la voi Împărăția. Deci, grăuntele de muștar, care este credința, credința care atrage harul și face ca să vină în noi mărturisirea de credință și lucrarea Duhului Sfânt, alungă demonii, însănătoșește oamenii, luminează mintea și inima și ne așează pe calea cea dreaptă a mântuirii. Pentru aceasta trebuie să fim fermi în Biserica lui Hristos. Dar împotriva acestei credințe se luptă toți dracii la sfârșitul veacului și toți trădătorii de pe lumea aceasta. Deci, iubiți credincioși, taina pomului vieții, taina credinței, taina mărturisirii, taina luminii, taina adevărului, taina lui Hristos. Taina fără de legii, taina lui Anticrist, taina trădării și a lașității, taina păcatului, iubiți credincioși, și a tuturor celor asociate lui, care alungă harul de la noi, care scopul pe fața Pământului, să dobândim harul Duhului Sfânt, astfel încât grăuntele de muștar din inima noastră să crească, iubiți credincioși, mai mare decât toate. Deci, să stăm cu toată tăria noastră în dreapta credință, să ne adunăm cu toți în biserică, căință, pocăință, rugăciune neîncetată și împărtășire continuă cu Sfintele și Preacuratele Taine. Dar dacă voi nu înțelegeți, dacă voi vă relaxați, dacă voi vă împrăștiați, dacă voi ignorați, dacă voi nu pricepeți că trebuie să fiți cu toții uniți și în Sfânta Liturghie, în împărtășire continuă în fiecare zi, nu cumva să vă plângeți când vine peste voi nebunia când nu vă așteptați. De aceea, încă o dată și în continuu, strigăm împotriva tainei acestea fără de lege, să fie taina vieții, taina lui Hristos, fiecare în El să-L aibă pe Hristos Euharistic în fiecare zi, în fiecare Liturghie, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât Cel ce este în lume. Amin.